vecii vecilor. Amin, rugați-vă pentru noi preasfințite părinți. Să plânzeteți în pașii voștri și să fie lucru bun. Pomeniți-ne pe noi preasfințite părinți. Hristos, să
Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Se binecuvinteze lucrările ce se săvășesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toate viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și apără, mântuiește!
iubește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și bunurea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Yeah.
că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă ță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. 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 Și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte din cer și vezi și cercetează viața asta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desărășește pe ea. Și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Yeah.
și Duhului Tău. Cântați, Dumnezeului nostru, cântați, toate popoare bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. În înțelepciune, din Faptele Sfinților Apostoli, citire, să luăm aminte. În zilele acelea, Petru, trecând de la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Și acolo a găsit pe un om, anume Nea, care de 8 ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Și Petru i-a zis, Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te și strânge patul și îndată s-a ridicat. Și l-a văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au și întors la Domnul. Iar în Iope era o ceniță cu numele Tabita, care, tâlcuindu-se, se zice că prioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milostenile pe care le și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii au zis că Petru este în Lida. Au trimis pe doi bărbați la el, rugându-l: nu preceta să vii până la noi. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea căprioara pe când era cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis: Tabita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru așezut și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe sfinții și pe văduvele, le-a dat o vie. Și s-a făcut cunoscut aceasta întreaga Iope. Și mulți au crezut în Domnul. Pace ție, cititorule. Și Duhului vostru, aliluia, aliluia, aliluia. Binecuvântați prea sfinții de Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, pentru tot răudatul Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre venirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru în pace. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace
din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, erau scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pritoare. În aceste pritoare, zicea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, oriunde ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus, voiește să te faci sănătos? Răspunsa lui bolnavul, Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage scăldătoare când se tulbură apa. Așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci zicea iudeii către cel vindecat, este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să ți iei patul. El a răspuns, cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia spatul tău și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia spatul tău și umblă. Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos. Pace ție celui ce ai din nevestit. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, a tot Stăpâitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru, Petroniu, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și porunea pomenirii fictivele sfântele cazului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frate noștri, drept măritor creștin care odihnesc aici și pretutinde.
pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cum și curulea și în vecii vecilor. Arhieria voastră s-o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cum și curulea și în vecii vecilor. Amin. Pe-n al preasfințitul mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe mai mari orașelor și ai satelor și pe viitoare Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, monahi, diaconi, diaconi, monahi și monahi, pe toți din cler, bisericesc și celor monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și curulea și în vecii vecilor. Pe adormiți într-o fericire, Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ascultători, iubitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostași, pe noi românii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Acestea cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vin, s-au adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe toți adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, și pe toți adormiți dintr-un neam cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept valitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Tuturor vii.
Să primim rugăciunea noastră, Domnului! Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră între sa, Domnului, să ne rugăm! Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.